Vă salut! Mă bucur să vă știu sănătoși și vă mulțumesc pentru aprecieri, mesaje, interes și așa mai departe. Florine, păi vezi că-ți tot pun pe momentele alea acolo. Deci intri pe telefon, da? Pe pagina de YouTube Roberniță, dai click pe poză și ai momente. Hai frate că nu văd nimic, tot alerg de viață, alerg. Încerc să te motivez să pierzi kilogramele în plus. Hai să văd ceva și din partea ta, măcar un mesaj, un ceva. Da? Haide un pic așa. La mulți ani tuturor copiilor, că e ziua lor azi și a noastră, ăștia la ăstora mai mari așa de vârstă, dar care am rămas copii la minte. Și o să vă povestesc cu ziua copiilor că m-ați întrebat. Bă, cel mai frumos cadou care l-am primit când eram copil, la vârstă, că la minte și acum sunt, am primit o mingie de fotbal. Doamne ajută, uite că nu mintă, uite, așa e, vezi, Dumnezeu. Doamne ajută, să fie bine, să fie mai bine ca acum. O mingie de fotbal, Artex. Costa 400 de lei, adică o avere pe vremea aia, pe vremea lui Ceaușescu, zic eu, se găsea foarte, foarte greu la magazinele de-astea, erau magazine Auto, Moto, Velo, Sport. Și vă povestesc de asta și pentru că unii dintre voi m-ați întrebat și pentru că am văzut pe statistici că marea majoritate a celor care sunteți abonați sau membri ai canalului sunteți acolo, între 30-40, cam de aceeași vârstă cu mine și atunci aveți cam aceleași amintiri, probabil erau cam aceleași distracții, jocuri și așa mai departe. E, și am primit de la taică-miu și de la maică-mea o mingie Artex, era o minge de-aia cu hexagoanele alea, stați cam aici întâmplător, am un scaun pe care mai stau când filmez câteodată. Uită-l, așa era mingea, da? Cu hexagoane de-astea albe și negre. Ăsta câteodată îl mai au și la pește, că are spătar și stau bine pe el. Costa 400 de lei și se găsea la magazinele Auto, Moto, Velo, Sport. Destul de greu, pentru că la cât fotbal se juca pe vremea lui Ceaușescu în toate școlile generale, în toate liceele, pe peste tot, se punea bani. Da, toți care jucau și erau. Eu, de exemplu, în liceu, în curtea liceului unde jucam și jucam cu oia mai mari, nu pentru că aveam minge, că eram meseriaș de mic, eram bun de mic. Și erau câteodată patru echipe, nu se făceau mai multe, pentru că se juca două goluri sau 10 minute, 5 la 5, cu portarul 6 pe teren de handbal și cu 200-300 de spectatori, seară de seară, după amiază de după amiază, să juca de la 5, 4 jumate, 5 când ajungea lumea acasă de la servici, până când se întuneca. Și chiar mi-au scris unii prieteni din copilărie, de meserie, de Nea Paul, de Cristi, de Radu, de toți care, colonelul, care erau acolo la vremea aia adulți și mă luau și pe mine când le lipseau oameni sau câteodată că mai vroia câte unul, mă lua și pe mine în echipă și stăteam acolo în fața porții și o băgam la găurică că era meseriaș de mic, așa cum v-am mai spus și să nu mă mai repet. Și am primit mingea asta Artex de la maică-mea și de la taică-miu, care v-am zis costa o avere, de ziua copilului. Cred că a fost cel mai frumos cadou care l-am primit vreodată. De ce? Pentru că era o minge de fotbal și bă, țin minte că mult timp m-am jucat cu mingea aia numai în casă, aveam un hol lung așa de vreo 7 metri, care la capătul holului era ușa de la intrarea în sufragerie și la capătul celălalt era peretele care dădea la ghenă, era peretele comun cu ghenă. Ei, și mă puneam la ușa de la sufragerie și dădeam în peretele ăla, mă duceam spre perete, veneam mingea înapoi, făceam preluare, nu era el lat holul așa, aveam
2 metri, 2 metri și ceva lățime, dar era lung. Vreo 7 metri avea. Bă, și de nu mă jucam acolo, de disperasem toți vecinii. Norocul că în apartamentul de dedesubt stătea un tânăr care era nebun. Era nebun cu acte. A fost spaima copilăriei mele pentru că venea, suna la ușă, mă oprea pe scară, cerea țigări. Țigări și mâncare. Nu făcea rău, nu făcea nimic omul. Și mi-aduc aminte că eram într-o sâmbătă acasă și au venit să-l ia de la Bălăceanca, de la nu știu unde. Omul nu deranja pe nimeni, decât că era dilău. Și bă, a sărit de la etajul 3. A sărit pe balcon, pe aia până a ajuns în curtea. Nu știu, pe balconul de la 2 până... Nu l-au prins ăia. Omul s-a uitat pe vizor când a văzut că sunt ăia doctorii și aia să-l ia. Hop, pe balcon, pe om, nu știu cum a făcut, dar a ajuns jos. Și a scăpat de internare și toată lumea avea grijă de el. Când venea la ușă, suna, maică-i mai dădea și o farfurie de mâncare, se ducea la alt vecin, îi mai dădea și o bere, se ducea la alt vecin, îi dădea și un pachet de țigări. Omul nu făcea atât că era dilău. Era dilău, dar nu se comporta urât cu copiii, cu vei, dar a fost spaima copilăriei mele pentru că apărea așa, că nu te așteptai să ceară țigări. Și, na, copil fiind, și toată lumea zicea de ăla nebunul de la etajul 3. Bă, te speriai. Și de multe ori nici nu urcam, când nu mergea liftul, nu urcam acasă pe scări, așteptam ori să mă ducă vreun băiat de la mai mare cu care jucasem fotbal, ori să vină vreun vecin să urce vecinul și urcam cu vecinul, că mi-era frică. Și cu mingea asta m-am jucat numai în casă, și o luam la antrenament cu mine, din când în când, așa, când știam că facem antrenament pe peluză. Pe peluză era undeva în... am primit un mesaj și de-aia că nu pot să și citesc, să și vorbesc, să și gândesc. Îmurează, uite, hai să vă și citesc, stați așa un pic, că am ieșit de aici, ia, unde e. La mulți ani de ziua copiilor. Să-ți îndeplinești toate visele, să fii sănătos. Doamne ajută! Deci lumea știe că încă sunt copil, copil retard, dar asta e bine, că până la urmă cu asta rămânem, cu copilăria și cu amintirile. Și, bă, când știam că facem, antrenament acolo pe peluză, la stadionul Steaua Ghencea, luam mingea cu mine și numai pe iarbă. Mamă, mă durea sufletul când trăgeam la poartă și ori dădeam pe lângă poartă, ori dădeam gol. Eu n-aveam porți, făcea din pietre cu două jaloane așa, două țepușe de alea și că nu era acolo, era un teren viran așa. Care sunteți suporteri steliști, știți ce era înainte, acum nu mai. Și bă, când se ducea mingea pe betonul ăla, pe bitum, mamă, mă durea sufletul că se zgârie, că se strică, că... La fotbal în curtea școlii cred că am scos-o după mult, mult timp când începuse să se julească. Și zic, hai bă, să o mai duc și în curtea școlii aici, că aveam promisiuni că o să primesc alta, știi? Și bă, dar să făcea sport, că de-aia mi-aduc aminte acum și povestesc cu voi și aștept mesajele voastre. Păi, bă, care avea cât de cât talent așa la fotbal, juca fotbal. De la ăia de 10, 12, 14, 15 ani până la martalogii bătrâni de 50 de ani care mai puteau să alerge. Deci ăștia toți, ăia mai mari jucau pe terenul de handbal, ăștia mai mici jucam, dacă nu ne lua și pe noi încât o echipă, mai era unul bun, Florin, stătea pe la etajul 8, parcă da grăsuț așa, îndesat așa, dar țăpănos, țăran, sănătos, așa. Eu cu ăla dintre ăia copii, ăia ne luau ăia mari tot timpul. E, ceilalți jucau, mai era un teren de volei în spatele terenului de handbal și acolo se mai juca, făceai poartă din pietre și se juca acolo ăștia mai tineri și când trăgeau ăia mari, te mai lovea cu o minge în gură, în cap, erai knockout și mai era în fața peretelui de la școală, așa, la fel, din beton, de vreo 7-8 metri lățime și 20 de metri lungime. Era
un alt teren, dar atât că era aproape de bordura aia de la peretele școlii și nu mergea să joci, n-aveai porți, n-aveai nimic, dar puneai la fel cărămizile și dădeai drum. Care erau mai martalogi, să plimbau cu bicicletele de jur împrejurul școlii, pe stradă, că nu erau cine știe ce mașini pe vremea aia. Ocoleau școala așa ca să-i vadă părinții. De la geam, de la bloc, aștepta un minut, două, cât dura tura, îl vedea sau îl striga: Vasilică, marș acasă. Care erau și mai băbălăi, jucau gropița. Pe surprize, pe dalea, pe de la chibrituri, pe cartonașe, dalea de la chibrituri, pe surprize de la guma turbo, pe pietricica. Care erau mai bagabon, jucau la gropiță sau la... sau la perete cu banul, cu moneda, hop. Fetele jucau elasticul, jucau cu ăștia, cu fătălăii, jucau rațele și vânătorii, că mai erau și ăștia care fătălăi. Nu erau copii, ei erau poate pe învățătură, pe... eu le zic ură fătălăi, acum că eu de ce, că am făcut sport și vezi, Doamne, că eu sunt mai șmecher. Nu, erau copii care nu le plăcea sportul sau erau mai puturoși sau n-aveau talent la niciun sport, sau ei erau pe învățătură, nu că erau fătălăi, m-am exprimat eu nefericit. Ăștia mai comozi să jucau cu fetițe. Și mai erau unii care tot timpul stăteau pe scări, pe gard, pe scări la intrarea în bloc sau pe gardul de la intrarea în bloc sau pe lângă școală, pe acolo, care ăia nu făceau nimic. Ăia doar vorbeau, se plimbau, erau pe promenadă, pe... cam, bă, așa era, a, și mai erau care jucau tenis la peretele școlii, cu rachete de tenis și dădeai la perețica. Pac, 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 jucau acolo, erau și dăști. Dar toți copiii, fete, băieți, bă, toți să jucau. Uite, chiar m-am uitat azi, că fiind și ziua asta specială, bă, adevărul e că nici nu prea mai au unde să se joace copiii săracii. Că noi jucam pe stradă, când nu era loc în curtea școlii. Să mai juca, șotronul jucau fetele, nu știu, bă, desenau cu BCA, cu cărămidă de aia de BCA. Desena pe asfalt și jucau șotronul. Bă, dar trăcea o mașină, hă-hă-hă. Păi acum nu poți nici să traversezi. Că vin mașini una după alta. Și de-aia PlayStation, de-aia au și înflorit excroci ăștia și unii dintre ei, nu toți, fel și fel de... Îmi povestește un prieten acum că fisul face individualizare cu unul care a fost profesor de not. Face individualizare la fotbal. Și am zis, bă, tâmpitule, dar ce îl învață ăla pe fitul? A, nu știu, domne, că nu prea ne lasă să stăm pe lângă teren pe acolo și face la un balon. Păi, bă, poate îl învață să nuate pe sintetic. Să intre granule în gură și să le scoată așa, la trei brațe, scuipă ca delfinul, granulele în sus, cum scuipă delfinul apă. Bă, cum o să fii profesor de not, instructor de not, să faci individualizare la fotbal? Dar sunt părinți tâmpiți, care profită, cum profita și ăla, retardul ăla de să dădea priceput și profita de părinții copiilor, bă, și le ia banii și minte de, cum ar fi eu, că să not știu, nu mă duc ca toporul la fund, adică mă mențin la suprafață. Nu știu eu exact când să respir, cum, mâinile așa, am făcut niște cursuri de not, m-a dus maica mea la strandul Tineretului. Vreo 3-4 săptămâni, la sfârșit examen, diplomă și bravo, mă, ai învățat să not. Am învățat, e adevărat că am învățat să not, dar nu... adică n-aș putea să învăț lumea să noate. Bă, că nu știi, nu ești specialist, nu? Așa știi teorie, bă, dai de 3 ori din mână, pui... capul pe braț aici și te duci așa și, bă, dar știi pentru tine să nu te scufunzi, să te nești ca proasta în târg, în apă. Dar cum ar fi eu să închiriez la o piscină, cam și asta cu piscinele la fel,
care știe cât de cât să dea din mâini, închiriază trei culoare la bazin și zice, gata, domne, cursul de not. Și nu întreabă nimeni nimic, le e rușine. Eu l-am întrebat pe ăsta, pe prietenul ăsta al meu, care e un tâmpit, un prost cu litere mari. Bă, dovitocule, bă, tu l-ai întrebat pe ăsta, are și el licența X, sau e profesor de sport, de educație fizică și sport măcar? Nu, domne, că e profesor de not, are specializarea not. Păi și cum îl învață, mă, pe fitul fotbal? Plătește 50 de lei pe ședință, o ședință durează o oră. Și îl duce de două ori pe săptămână, lunea și miercuri. Și l-am întrebat și eu, bă, dar ce faci? A, nu, că nu prea ne lasă domn profesor, că zice că nu sunt copii atenți la dânsul, dacă stăm pe lângă teren și nu știu ce face. Păi și fitul ce? A, lui fiul îi place. Are 10 ani fiul. Și am zis, ia pune-l, mă, să țină pe picior. Sau ia zi, bă, tată, cum dai cu latul, cum dai cu șiretul? Că la 10 ani trebuie să știi care-i stângul, dreptul, latul, șiretul, exterior, interior, adică să ai niște noțiuni de astea de bază, de care le are orice copil în curtea școlii. Da. Și zic, mă, prostule, dar de ce nu-l duci undeva la o echipă, undeva să facă 3 antrenamente pe săptămână? Că și la echipele astea, de marea majoritate, sunt private acum, tot să plătește. Dar, bă, măcar sunt mai mulți copii, aici sunt 4 copii. Și zice, a, nu, domne, că întâi să-l învețe ăsta bine și pe urmă îl duc. Poate îl duci la not. Revenim, că am făcut paranteza asta cam lungă, dar mi s-a declanșat retardul, iar mi s-a aprins becul roșu, iar când mi-aduc aminte așa cât de, bă, cât de ușor e lumea de păcălit în România. Și mă gândesc și la ăștia de la Dinamo. Acum, ca să vorbim un pic și de Dinamo. Bă, cum i-a păcălit ăla coate goale, ăla cota zero. Acum am văzut că au pierdut și pe la FIFA, că trebuie să plătească vreo 400.000 de euro la 2 jucători. Dar să sperăm că, na, mai au vreo cale de atac. Bă, și să făcea sport. Eu, deci ăștia ce v-am spus, toți făceam. După aceea, la școală, păi nu exista, bă, să nu facem ora de sport. Nu exista. Eu acum întreb pe prietenii mei care mai au copii la clasele 1-8. Sau chiar mă și sună cineva. Mi-am pus de asta pe arabisme ca să vadă lumea că sunt român cu origini orientale. Să aude bine asta pe instrumentală și de aia. Și bă, nu prea fac. A, păi nu, că a zis doamna că azi a plouat. Nu, că mâine nu, că avem lucrare și mai repetăm pentru lucrare, poi mâine nu știu ce, cred că la liceu cred că nu se mai face chiar nimic, nimic la sport, pentru că ba învață pentru bac, ba au teză, bă, noi făceam. Și făceam ce făceam? Că învățam lucrurile elementare, care eu mă uit acum că mai merg la divizia C, la divizia B, mă mai uit pe la copii de ăștia când mai joacă. Bă, sunt copii care nu știu să alerge, care nu au coordonare, adică ei sunt niște copii care fac sport, dar fac sport cu handicap. De ce? Pentru că nu știu să alerge. Mamă, s-au pornit toate astea sună acum, ba unul, ba altul, ba... Da, așa, să dau și pe ăsta mai încet. O fi ceva important de sună pe peste tot. Te sun eu mai târziu. Bă, sunt cu handicap? Că nu știu, bă, noi făceam mersul piticului, mersul ștrengarului, adică elemente din școala alergării, joc de glezne, călcâiele la șezut, alergare cu genunchii la piept, bă, ce ne mai punea profesoara aia de sport să facem? Bă, dar le făceam. Jucam lapte gros în pauze, jucam fotbal, jucam, bă, dar ce nu jucam? Ce să putea jucam?
În clasă, cu mingea, pe holuri, până venea diriginta și ne lua de căpățână, de urechi, venea cât un profesor, ne confisca mingea. Bă, ăștia acum nici prostii nu mai știu să fac. Ăștia fac prostii că se duce la peste una când se pișe și îi face poză de sus, așa, peste WC și pune poza pe, nu știu, pe ce rețea de asta și râde de ea. Sau râde de ea ăla care a făcut poza, că dacă o pune pe rețele, râd toți ceilalți de ea, ca să nu mă ia pruteanu, iar. Bă, parcă niște tâmpeni, bă, eu spărgeam geamuri, frate, cu mingea, dădeam la punde, dădeam și poc, spargeam. Bă, făceai nebunii de-astea, că plecai cu bicicleta, dar nu te găseam măta cu tactul câte două ore, erau ăia disperați că te-au furat țiganii, între ghilimele, că ai dispărut, că te-a accidentat vreo mașină, că, bă, dar le făceam sport, ieșeam, acum n-ai unde, pe unde te duce cu bani, nu poate sunt părinți care n-au bani, frate, poate n-au 1,5 milioane pe lună, să dea undeva să facă, că nu e vorba numai de, nu e vorba numai de, cum îi spune, de individualizare, să faci sport așa în general. Poate n-au oamenii, că-s vremuri grele. Bă, dar nu se face la școală, nu se face la liceu. Eu eram la liceu sportiv, am fost la liceu sportiv. Și aveam 4 ore pe zi, ca handicapați aveam. Bă, dar odată pe săptămână aveam sportul. O oră, că n-aveai, având din toate orele mai puțin. Nu puteai să ai 3 ore de sport, că tu făceai sport de performanță. Și atunci făceam și sport așa, odată pe săptămână aveam o oră, nu știu când, vinerea, ultima oră sau. Bă, dar abia așteptam. Jucam cu profesorul de sport, jucam handbal, jucam basket, miuță, mai erau, veneau de la alte clase, făceam 3 echipe, jucam, bă, făceam. Generația asta de bătrâni, cum sunt eu. Acum, PlayStation, bă, mă uit și așa, de jur împrejur, că mă mai duc la o cafenea, mă mai duc la prin oraș, mă mai duc la un prieten, bă, băiatule, la fiecare masă, mai ales în weekend, în herăstră, unde vreți voi, în orice parc, în orice cafenea, în orice, unde, absolut unde vreți voi, la oricare masă, este imposibil să nu fie un copil să stea pe telefon. Este imposibil. Te uiți prin parc să roagă părinții de ei. Du-te la joacă, du-te și mai joacă-te. Du-te și hai, du-te, nu vrei bicicleta? Nu, dar hai să luăm rolele din mașină. Nu vreau. Hai să mergem să jucăm badminton. Nu, lasă că... Lasă să mai bem un suc. Și pe telefon. Hai că e și mai scurt azi, că... Sper să nu iau razna, să vă plictisesc, să mă înjurați că ați pierdut 25 de minute cu mine. La mulți ani tuturor care aveți copii, care ar să rămas copii, face sport cu ei, duceți la mânot, la orice sport, nu contează, să alerge pe pădure, la munte, weekend, să urce pe munte, să facă mișcare în aer liber, în aer liber și mișcare, sănătate curată. În rest, protejați-vă, faceți sport cu copiii, familiile, iubitele, nevestele și nu uitați, fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă, sigur, sigur ne va vedea cineva. La mulți ani și vă mulțumesc!